pomenirea cuviosului părintelui nostru Nicodim cel Sfințit de la Tismana. 26 decembrie, Sfântul Preacuviosul părintele nostru Nicodim cel Sfințit era de neam macedo român născut din părinți bine la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fiind înrudit cu familia despotului Lazar și a domnului țării românești, Nicolae Alexandru Basarab, după ce învață carte în patria sa, este chemat de Hristos la nevoința vieții monahale în mănăstirea Chilandar din muntele Atos, unde primește îngerescul Cip. Ajungând mai târziu, Egumen al acestei lavre și chiar Protoepistat în conducerea Sfântului Munte, ajungând la Atos în muntele Maicii Domnului, cuviosul Nicodim s-a nevoit mai întâi în opște, apoi singur într-o peșteră în preajma mănăstirii Hilandar, răbdând grele ispite de la diavol, însă, fiind dumbrit de darul lui Hristos, în puțină vreme s-a curățit de patimi. A deprins lucrarea cea dumnezeiască a Sfintei 277 rugăciuni și s-a învrednicit de darul mai înainte vederii și al facerii de minuni ajungând vestit în tot muntele, ca egumen al mănăstirii Hilandar, cu viosul a adunat în să până la 100 de călugări atoniți, greci, surbi, macedoneni, români și bulgari, deprinzându-i pe toți frica de Dumnezeu și hrănindu-i cu învățăturile Sfintei Scripturi, căci era dascăl iscusit al rugăciunii lui Isus. Adânc teolog și părinte duhovnicesc pentru mulți, pentru aceea nu puțin sihaștri, călugări de chinovi și egumeni veneau la el pentru sfat și cuvânt de folos, pentru cinstea de care se bucura peste tot, la rugămintea cneazului Lazar, cuviosul viosul Nicodim a mijlocit la Constantinopol, împreună cu ucenicii să Isaia și Partenie, împăcarea bisericii ortodoxe sârbe cu patriarhia ecumenică, deci, văzând patriarhul și împăratul smerenia și înțelepciunea cu viosului și cu cerindu-se de sfințenia vieții sale, îndată a ridicat anatema dată asupra bisericii surbe. Spre lauda lui Hristos și bucuria creștinilor, așa înțelegea el să împlinească Evanghelia și să ajute la mântuirea semenilor săi în urma unei descoperiri dumnezeiești. Sfântul Nicodim vine din muntele Atos cu mai mulți ucenici în sudul Dunării, aproape de Vidin, unde întemeiază două mici așezări monahale, Vratna și Mănăstirița. Iar în anul 1364 trece în țara românească și se așează pe valea râului Vodița, unde exista o mică sihăstrie întemeiată de călugări Vlah. Aici, cu viosul Nicodim, cu ajutorul domnitorilor vlai cu vodă, 1364 la 1377 și Radu 1377 la 1384 și a sihaștrilor din partea locului. Zidește Chilii și biserică de piatră cu hramul Sfântul Antonie cel Mare pe care o sfințește în anul 1369. Mănăstirea Vodința a fost înzestrată apoi cu Dani și întărită prin Hrisov Domnesc ca, după moartea lui Chir Nicodim să nu fie volnica pune în locul acela stareți nici domnul, nici arhiereul, nici alt careva, ci cum va zice Chirnicodim și cum va așeza, așa să țină lugării care sunt acolo și ei singuri să-și pună stareți pe Valea Pârâului Tismana, unde se nevoiau încă de la începutul secolului 14 mai mulți sihaștri în jurul unei mici biserici de lemn cu hramul dormirea Maicii Domnului, cu viosul Nicodim a înălțat. De asemenea, la locul numit Cascade, mănăstirea voievodală Tismana, cu același hram, cu ajutorul domnitorului țării românești Radui și Dani, între anii 1377 la 1378. Aici, Marele Stareț formează o obștere numită de zeci de călugări, ajută la menținerea în continuare a vieții sihaste pe Valea Tismanei și pune rânduială călugărească de chinovie, după tradiția muntelui Atos, apoi, Adunând în jurul său câțiva călugări minuați, Întemeiat la mănăstirea Tismana a o vestită școală de caligrafi și copiști de cărții bisericești, renumită în toată peninsula balcanică, de aici cu viosul Nicodim conducea toate mănăstirile organizate de el și întreținea corespondență cu egumeni și ucenici din Atos, din Serbia și din țara românească, precum și cu patriarhul Eftimie al Târnovei, dovedindu-se un mare teolog și părinte Duhovnicesc. Sfântul Nicodim, luând de la Dumnezeu darul facerii de minuni și puterea asupra duhurilor necurate, a făcut multe și nenumărate minuni cât a trăit în viață, izgonind diavolii din oameni și tămăduind toată boala și toată neputința. Se zice că a intrat și în foc și a ieșit nevătămat, încât nici chiar de haine și nici de părul capului nu s-a atins focul. Apoi a făcut alte minuni și nespuse lucruri cu puterea lui Hristos. La bătrânețe, Sfântul Nicodim încredințează grija celor două mănăstiri, Vodița și Tismana ucenicului său, ieromonahul Agaton, iar el se retrage la mai aspră nevoință în peștera de deasupra mănăstirii, ce se păstrează până astăzi. Acolo se nevoia cu viosul toată săptămâna în post, în priveghere de toată noaptea și în neîncetată rugăciune. Numai duminica și la praznice cobora din peșteră în mănăstirea Tismana și săvârșa Sfânta Liturghie, apoi vindeca pe cei bolnavi care veneau la dânsul, mânca la trapeză cu părinții sfătuia și mângâia pe toți cu cuvinte de folos și se urca din nou la peșteră Numele Sfântului Nicodim de la Tismana se făcuse cunoscut până dincolo de hotarele țării românești pentru sfințenia vieții sale și darul vindecării a tot felul de boli. În tradiția mănăstirii se spune că unii bolnavi se vindecau numai cât ajungeau la tismana. Alții se tămăduiau cu rugăciunea și binecuvântarea 278 cu viosului, sau numai cât se atingeau de rasa lui. Printre cei vindecați de Sfântul Nicodim se numără și fiica regelui Sigismund care era bolnavă de epilepsie. La sfârșitul secolului al XIV-lea, Sfântul Nicodim, împreună cu câțiva ucenici, întemeiază pe valea Jiului Mănăstirea Vișina, cu hramul Sfânta Treime, în locul unei sihăstri mai vechi, iar în anul 1400 întemeiază mănăstirea Prislop, numită și Silvașul de Sus, în ținutul Hunedoarei, cu același hram, fiind ajutat de domnitorul Mircea cel Bătrân. În această mănăstire s-a nevoit cu viosul câțiva ani, unde a și scris cu mâna sa un evanghel iar slavon, 1404 la 1405, care se păstrează până astăzi ajungând la adânci bătrâneții cu sfințenie, Sfântul Nicodim de la Tismana s-a mutat din această viață vremelnică, la viața cerească și nepieritoare, în ziua de 26 decembrie, Anul mânturii 1406, fiind plâns de toți ucenicii săi, sfintele sale moaște s-au îngropat cu multă plângere în biserica mănăstirii Tismana în mormântul dinainte pregătit, cum se vede până astăzi, unde se face în tot anul preznuirea lui. După ce Dumnezeu i-a proslăvit moaștele cu mireasmă dumnezeiască de bun miros și cu dar de mir și cu facere de minuni, au fost scoase și puse în raclă, fiind așezate cu cinste în biserica zidită de el, ca și moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul, în Sfânta Mănăstire Bistrița. După trecere de mulți ani un domn al țării românești, a voit să ridice din mănăstirea Tismana moaștele Sfântului Nicodim și să le ducă în orașul București. Dar, nefiind voia Sfântului să se înstrăineze moaștele din locașul său, a făcut minune, încât a părăsit domnul acela lucrul neplăcut Sfântului. După aceea s-a arătat în vedenie unui adin poruncindu-i să spune gumenului ca să-i ascundă moaștele și numai un deget să-i ia de la mână pentru evlavia locului. In În acest chip s-a arătat Sfântul Nicodim și egumenului, poruncindu-i, asemenea, să-i facă precum îi spusese și fratelui aceluia, încredințându-se egumenul. A luat un deget de la mâna Sfântului și mir de la moaștele sale și au fost puse într-un vas de cositor, împreună cu o cruce mare de plumb, pe care o purta Sfântul la grumaz și se află în Sfânta Mănăstire Tismana până în ziua de astăzi ca podoabe duhovnicești cinstite și de mare preț. Însă din Sfântul Mir nu este îngăduit nimănui a lua măcar cât de puțin, fără mai vasul al săruta și a se umple de bună mira smăduhovnicească. În acest chip fiind ascunderea moaștelor Sfântului, multă vreme se știa taina numai de către egumen și de unul din frații mănăstirii. Mai pe urmă, din pricina multor răzmerițe și robi, au rămas moaștele Sfântului tăinuite de tot și neștiute de nimeni. Până în ziua de astăzi, poate că așa a fost voia Sfântului cu toate că se găsesc cele mai sus numite Sfinte Odoare, spre mângâierea părinților mănăstirii și a celorlalți locuitori creștini, prin care și acum se fac multe și nenumărate minuni. Duhurile cele necurate din oameni se izgonesc cu chemarea numelui Sfântului și vindecări de multe feluri de boli se dăruiesc celor ce năzuiesc și aleargă cu credințele la ajutorul lui și țara aceasta cu rugăciunile și cu ajutorul Sfântului Nicodim, de multe nevoi se păzește și se izbăvește, apoi și Sfânta Mănăstire Tismana, care are în sine comoara de mare preț a Sfintelor sale moaște, de multe primești și bântuieli ale văzuților și nevăzuților vrăjma și este păzită și apărată totdeauna cu grabnică și călduroasă folosința sa pentru ale cărui rugăciuni. Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amin.